În urma unor acțiuni de verificare, polițiștii de frontieră Siret au depistat un autoturist marca Mercedes-Benz în valoare de peste 26.000 de lei, care figurează ca fiind furat din Cehia. În aceeași perioadă, polițiștii au descoperit ascunse în două autoturisme, în locuri speciale amenajate, în rezervor și în roata de rezervă, peste 550 de pachete de țigări de proveniență ucrainiană. Țigările, în valoare de aproximativ 700 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării. Cei doi șoferi au fost sancționați contravențional cu amenzi în cuantum de 12.000 de lei, iar una dintre mașini a fost ridicată în vederea confiscării. Polițiștii de frontieră au efectuat verificări în bazele de date, ocazie cu care au constatat că autoturismul figura ca fiind furat din Cehia. Alerta fiind introdusă de autoritățile din țara respectivă, în anul 2007, șoferul a declarat polițiștilor de frontieră că a cumpărat autoturismul anul trecut de la un cetățean ucrainean, neștiind că mașina face obiectul unei infracțiuni. Drept urmare, autoturismul fabricat în anul 1999, în valoare de peste 26.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul SPF Rădăuți până la finalizarea cercetărilor, iar în cauză polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire. În data de 25 iulie la frontieră s-a prezentat pentru a intra în țară un cetățean ucrainean care conducea un autoturism marca Mercedes cu număr de înmatriculare specific Ucrainei. Existând suspiciuni că transportă țigări, echipa comună de control formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali a dirijat autoturismul în zona specială amenajată în vederea efectuării unui control amănunțit asupra mașinii. Astfel au fost descoperite 440 pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de 537 lei, care erau ascunse într-un loc special amenajat prin dublarea rezervorului de combustibil. În urma celor constatate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 7.000 lei, iar autoturismul marca Mercedes în valoare de 15.000 lei a fost ridicat în vederea confiscării, deoarece era modificat special pentru transportul țigărilor.